și bun găsit! Numele meu este Andreea și în video de astăzi vom lucra aripioara pentru iepurașul fluture. Da. M-am făcut-o și o vom lucra și pe următoarea și începem cu partea mare. Ok. Și avem 6 piciorușe în inelul magic. Dar că firul acesta este destul de moale și nu putem face inelul, așa că începem cu 2 ochiuri de lanț și 6 piciorușe în al doilea ochi. Dublăm, după care facem un picioruș, o dublă și vom avea 18 piciorușe. Da, deci dublăm tot rândul, a, încă un rând cu un picioruș, o dublă. Următorul rând, 2 piciorușe, o dublă și la final vom avea 24 de piciorușe, da? Și mai facem încă un rând cu 3 piciorușe, o dublă și la final 30 de piciorușe. Bun, deci avem 30 de piciorușe. Următorul rând îl facem cu 30 de piciorușe și în rândul 7, deci acum suntem la rândul 6, iar în rândul 7 vom schimba culoarea cu galben. Da? Deci avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în rândul a 7-lea am schimbat culoarea. Bun. Deci schimbăm culoarea și mai lucrăm încă un rând cu 30 de piciorușe. Schimbăm culoarea normal, nu cu piciorușa alunecat sau nu tăiem firul mauve, pentru că o să continuăm să lucrăm cu firul mauve, da? Și firul îl prindem pe spatele lucrului și lucrăm 30 de piciorușe. Bun, deci am terminat 30. Schimbăm din nou culoarea pe mov. Și lucrăm pe spatele buclei. 12 piciorușe și o scădere de 2 ori, iar la finalul rândului vom avea 13 piciorușe și o scădere de 2 ori și vom avea 28 de piciorușe. Bun, la 13 piciorușe, scăderea
facem pe spatele buclei, da? La fel cum o facem și pe față, tot invizibilă. Și continuăm. Deci, 1, 9, 8, și scădem. Okay? Și următorul rând vor fi 13 piciorușe, o scădere. Tăiem firul galben, că nu mai avem nevoie de el. Și aici schimbăm culoarea cu firul negru. Ok? Și lucrăm următorul rând cu 11 piciorușe, o scădere, și la final vom avea 24 de piciorușe. Schimbăm din nou culoarea. Da, și lucrăm tot pe spatele buclei. 10 piciorușe, o scădere. Și la final vom avea 22 de piciorușe. La fel facem scăderea, da? Pe bucla din spate. Haide. Și continuăm. Bun, următorul rând. 9 piciorușe, o scădere. Și la final rândului 20 de piciorușe. Și ultimul rând, 8 piciorușe, o scădere, și la final 18 piciorușe.
Închidem rândul în piciorușa alunecat, tem firul, nu foarte lung, că nu avem nevoie de lung. Și asta este partea mare. Și acum facem și partea mică. Începem cu, la fel, cu 6 ochiuri de lanț. Cu 2 ochiuri de lanț. Și în primul facem 6 piciorușe scurte. Închidem lanțul și dublăm, după care facem un picioruș, o dublă, și să avem 18 piciorușe scurte. Bun, deci avem 18 piciorușe scurte și lucrăm un rând cu 18 piciorușe, da? Aici schimbăm culoarea și lucrăm un rând cu galben, un rând cu 18 piciorușe, nu tăiați firul mov. Sau ce culoare ați ales voi să lucrați. Schimbăm din nou culoarea și lucrăm pe spatele lucrului. 7 piciorușe, o scădere. Și pe spatele buclei, 7 piciorușe, o scădere de 2 ori, 14 piciorușe la finalul rândului. 16 piciorușe la finalul rândului. Bun. Următorul rând. 6 piciorușe, o scădere, la final 14 piciorușe scurte. Ok, schimbăm culoarea. Da. Și vom lucra 5 piciorușe, o scădere. Schimbăm din nou culoarea și mai facem un rând cu 4 piciorușe, o scădere. Tot pe spatele buclei lucrăm, da? Și pe acest rând.
indicat ar fi să începem de unde am terminat, da? Dar pentru că așa am făcut la asta, aici mi se vede terminația și ar fi fost bine dacă terminația era pe margine și atunci nu se mai observa. Așa că pot să încep cu un rând. Fac aici un picioruș scurt, da? Ca să am terminația pe margine. Și lucrez 8 piciorușe și aici, când ajung în capăt, fac o scădere. Deci încep aici, pe marginea aceasta și fac un picioruș scurt. Și am ajuns aici pe margine și fac o scădere. Și continui. Și când ajung în capătul ăsta, la partea scurtă, da, tot pe capăt fac o scădere. Deci am ajuns pe capăt și fac o scădere. Și continui până la finalul rândului. Bun. Același lucru repet și la rândul următor, da? Deci lucrez piciorușe scurte până ajung aici în capăt și aici fac o scădere. Ar fi 8 piciorușe scurte, da? Și pe al 9-lea și pe al 10-lea îl scad și continui pe partea cealaltă. Am ajuns pe margine și fac o scădere. Ar fi piciorul 13. Bun. Și lucrez un rând normal. Da? Dar mă opresc aici în colț. Nu ajung până la finalul rândului și vă spun și de ce. Și lucrăm în continuare.
Bun, mă opresc aici pe capăt, deoarece unesc cele două părți și lucrez piciorul scurt, da? Deci unesc cele două părți și lucrez piciorul scurt. Cam așa arată aripile și le vom coase, da? Pe spatele purașului. Cu? Întâi le unim între ele. Tai surplusul de aici. Le vom uni prin picioruș alunecat. Iau asta de aici și fac un picioruș alunecat. Bucla din spate cu bucla din față. Cu picioruș alunecat. Da? Deci, bucla din spate de la aripa de față cu bucla din spate, din față de la aripa cealaltă. Aici, asta. Cu asta. Și piciorul și-a înnecat. Bun, cam așa arată. Aici facem un nod și scoatem un fir puțin mai lung ca să putem coase. Acum, voi alegeți dacă o puneți așa sau o puneți invers. Da? Se vede aici. Mie îmi place mai mult așa. Bun, fac. Și coasem aripă. Așa arată aripele cusute pe spate. Și așa arată pe față. Cam așa arată și iepurașul fluturaș. Da? Cu aripioarele în spate. Dacă v-a plăcut tutorialul pentru această serie de iepuraș, lăsați un like, abonați, nu uitați să vă abonați la pagină pentru mai multe vizionări, apăsați clopoțelul pentru notificări de fiecare dată când va apărea câte un video nou și distribuiți pentru a afla cât mai multă lume de aceste minunății. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!